Salutare! Partenerul nostru de discuție și de drum astăzi va fi noul Duster. L-am ales dintr-un motiv foarte simplu. Dusterul ne-a însoțit istoria ultimilor 15 ani. Și, ca atare, putem să vedem, dacă ne întoarcem și facem o mică lecție de istorie și vedem cum, de unde am pornit și unde am ajuns, putem să înțelegem mai bine ce pași am făcut. Fiindcă actualul Duster, la care putem să facem, pentru care putem să facem deja primele comenzi în prima săptămână a lunii martie și putem spera că îl vom avea în ultimele ultimele săptămâni de la finele lui iunie, a ajuns la prețul de pornire de, țineți-vă bine, 18.800 de euro. În 2005, când mama Dusterului, respectiv Dacia, a fost preluată de Renault, se spunea că românii au reușit să facă o mașină aproximativ competitivă anilor ei europeni la 5.000 de euro. Da, dar nu era vorba despre Duster. Nu Duster, era ala mai mic, Loganul. Loganul. Între timp, nici Loganul fără 10.000 nu poți să le iei decât cu o roată lipsă. Stai de puțin, nou. Nu? 10.500 era în 2010, să ne înțelegem, pracul cel mai de jos. Azi, 2024, Duster? 18.800, prietenul meu. Oamenii au bani. Și dacă au bani, varianta cea mai, oamenii și-o ziceară. Varianta cea mai performantă în 2010 costa 15.600, astăzi e 26.500. Deci avem o mașină competitivă, nu competitivă, la preț european. La preț, la preț occidental. Sigur că poți să adaugi faptul că între timp a apărut tehnologie și nouă. Și frații chinezi nu mai dau așa de ieftin. Și că s-a făcut și s-a întors. Și fratele francez trebuie să facă un profit mai mare, că doar de-aia vine la România să facă mașini, nu? Și între timp am devenit... Mașina e bună și ea. Între timp am devenit și frate cu Duster, nu mai suntem cu Codru, suntem cu Dacia. Fiindcă asta e mașina noastră națională și oricum am dau... Și știi că pe taximetriști îi mulțumește, nu? Dusterul da, cele da, mai nu, ieșine. Numai, nu, nu. Și face nu, față... La taximetriști și, e pulsul unei mașini. Și în Occident e foarte bine văzută. Normal. Își păstrează destul de bine valoarea și... Mai ales că pe Occident fiind puțin negropi. Țin și bucșile alea și amortizoarele și arcurile. Au altă anduranță în Occident mașinile astea. Dar pe de altă parte, totuși, diferența asta de vreo 10.000 de euro în 20 de ani, așa, gros omor. Păi, asta înseamnă că... Dar și bugetul României cât a crescut? Și PIB-ul din 2010 până acum, nu doar Duster-ul. Și iată, te sui la bolanul lui și începi să... Te simți european? Și să ajungi acolo unde nu te-ai fi gândit acum 10 ani că vei ajunge. Te referi la Vladivostok sau la... mă refer la spațiul Schengen. Copenhaga. Nu, dragul meu, la spațiul Schengen. Acolo unde tindem ca anul acesta, cu sau fără noul model de SUV, să ajungem în sfârșit. Tu crezi că intrăm și pe terestru? Păi ar trebui să o facem, fiindcă acolo este de fapt toată miza. Deci am văzut mai pe la finalul anului trecut, îi cam tăia prietenul din Austria, din Elan, domnul Ciolacu. Sigur că îi tăia, dar încă n-a primit de la noi cadoul otrăvit. Deci, pardon, nu cadoul. De cadou. Oamenii au nevoie de hidrocarburi. De hidrocarburi. De ce nu le dă? Pe alea le-am dat deja. Să le dea fără redevențe. Poate doar dacă o să facem un al doilea concert de anul nou la București. Vă dați seama ce concurență ar fi? Ce să aibă numai cei de la Viena? Noi de ce să nu-l avem? Că, slabă, domnule, eu... Asta la schimb cu Schengen sau cu terestru. Da. Îi amenințăm că dacă nu le facem o concurență teribilă, întâi trebuie să ne construim o sală de concert. Că pasta... Eu știu un public acolo la Cluj care ar umple vreo două săptămâni înainte și două după polivalenta lor. Nu, acum, dincolo de glumă, trebuie să găsești o publicul soluție. Clujan este cel mai mare amator de muzică bună. Ai, te contrazic. O Andrei Rio 7 nopți la rând. O sală polivalentă plină. Poate și București să se ridice la înălțimea unor asemenea așteptări, sunt absolut sigur. N-am că... București când dă Ștefan Bănică, tot pe acolo. Nu, nu mai, anul ăsta suntem plini de concerte. Tu ai văzut cât de ocupat va fi arena principală, arena națională? Poți să câștigi, dacă anul trecut am câștigat peste 1.000.000 de euro din închiriere, da, nu noi, primăria. Să fie bun pentru fotbal. De bun și pentru fotbal, e bun și pentru concerte și în curând o să fie bun și pentru, mai știu ce altfel de evenimente. Că sunt ian bun. Cu sau fără nou SUV al românilor.